Salutare, prieteni, bine v-am regăsit într-un vlog nou. De data aceasta Alex m-a scos la un vlog. M-a chemat să-mi arate ceva, a zis că are o surpriză pentru mine. Sincer să fiu, m-a chemat la teren aici. Băi, eu sunt pe câmp, vino până la teren să îți arăt ceva. El mi-a zis ia și camera ca să filmezi. Adică nu e nicio caterincă, sper că poate vine cu calul sau cu căruța, chiar nu știu, dar cert e că mi-am făcut tatuaj. Avem un tatuaj aici, l-ați văzut pe live-uri, da? Și pe cel de-al doilea, dar n-am mai putut, mă ustura foarte tare. Nu știu dacă se vede, uitați așa. Al doilea trebuie terminat. Săptămâna viitoare o să-l termin. Și după ce le termin pe amândouă, sunt două aripi de-astea șmechere, și o să fac și aici unul. După care o să-mi fac mâna asta, toată mâna. Pentru că îmi place mie, așa mi s-a pus pata. Și bineînțeles că am și părul blond. Da, după cum observați aici, dar trebuie să mă fac albastru. Într-una din zilele următoare o să mă fac albastru. M-am decolorat, gen. How? M-am făcut la salon prima oară, după care rădăcinile mi le voi face acasă sau tot la salon, că am bani mulți. Datorie. Suntem pe 14 februarie. Eu sunt unul dintre primii vloggeri din România, adică primul vlogger. Eu am început în 2015 să filmez, gen. Gândiți-vă cine era pe vremea aia. Și bineînțeles, unii nu făceau vlog ca mine. Adică se puneau în fața calculatorului, nu ca mine, pe iarbă, și vorbeau. Eu sunt producător, pot spune. Ia uite-l. Ce ai făcut? Da, i-a mai chemat? Ți-ai luat scooter? Bă, ești nebun? E al tău? Ia stai. Când ți l-ai luat, mă, pe ăsta? Aseară. De asta mi-ai zis să vin aici ca să-mi arăt surpriză? Asta e surpriza? De... Bă, ești nebun? Ce e? Aprilia? Ia zi, fratele meu, care e treaba cu el? Ce-ți dai și tu așa ceva la al tău? Torpedou? Mamă, nu, n-am torpedou la Aprilia. Bă, ești nebun, ne plimbăm cu scuterele? Da. E al Tomă sau fără mișto? Bă, ești nebun. Mamă, dar nu scrie pe el ce. Ia uite, și merge tot? Câți kilometri are? 24.000. Mamă, ia uite, benzina urcă. Da, cum? Îți merge contactul tot? Da. De cât asta nu merge, că mi-arată viteza. Mi-a arătat până ieri, mi-a arătat... Rotațiile. Rotațiile. Și acum nu mai arată. Bă, ești nebun? Zău. Mamă. Și nu mai merge startup-ul și am făcut eu două fire, dacă nu la peda. Dă-mi prima, uia. Cum adică? Ia uite de ce m-a chemat el. Ia. Bă, ești nebun? Hai că e treabă bună, mamă! Ia uite! Gata cu ATV-ul, ți-ai luat! Auzi? Uite ăsta de cantolul, ăsta să-l mai cureți, îl întorci invers. Bă, păi, dacă... Burnout în bară cu el. Lasă-l, mă, că e treabă bună, ia! Merge? Ești nebun la cap și a luat asta. Păi, știți ce facem? Stați așa, să el punem bară ca să fac un burnout. Ia să vedem. Burnout! Haide, Mariana, haide! Ba, băi! Mamă, râmbă, băi, ești nebun. Are și cauciu cu... Păi oprește-l. Păi, deci, nu, fără miște, al tău, ți l-ai luat tu? Bă, dar ești prost. Mamă, păi haide să-l facem, dacă, ia uite, îl scoși eu pe al meu. Ce zici, poate miercuri sau joi, dacă nu ești la școală, păi haide mă, uite, ai și ăsta rupt. Ia uite. Mamă, poți să spargi două, o să clocești și îmi faci mâncare de pește. Da. Hai că-i treaba bună. Băi, vreau uite, să fac... aici e kilometrajul. Da? Da. Ăla e? Da, ăsta e kilometrajul. Ăsta e kilometrajul. De aici. Da, mă, uite, ia uite. Păi și cum îl fac să meargă? Cum, nu-ți merge kilometrajul sau deloc? Deloc. Păi uite, nu știu dacă mai e bun cablu. E rupt, ia stai. A, nu, asta e limba din el. Uite, când vezi, e limba din el. Și ăla învârte... Dar nu știu dacă e cablu aici, uite, vezi că nu e nimic înăuntru? Nu, de-aia nu-ți merge, broadere. Păi și cum îl fac? Păi cumpere al cablu. Cât mergem nu știu unde, mergem la AXA, la Vitan. Ia, ce aici?
Da, vezi că dacă e legat cu scoci, îți dai seama că a avut probleme. Cred că a căzut cu el sau ceva. Deși că nu sunt astea înduite. Amortizoarele sunt curse. Ce zici, vrei să... Nu e, când sunt curse, așa, dacă ai... Vreau să-mi iau toba sport. Cum? Vreau să-mi iau toba. Uite, toba ăsta pe spate, geanta. Păi bă, dacă vrei să... A fumat-o că e toba spart. Da? Păi hai să o sudăm, să o facem dacă vrei. Păi de când zic... Și am eu ăla, bă, Alex, am eu ăla de presiune, știi cum le facem lună? Hai să facem odată un vlog. Umflu și roțile la tine mai bine? Da. La compresorul? Păi sunt destul de tari. Nu, vreau tari. Ia. Băi, frate, de ce nu ține fârna asta pe spate? Păi ia, pe noroi mai ține târâș. Dar pe asfalt mă încetine și dar nu ține tare. Păi e pe tamburi în spate. Și la noi pe... E pe tamburi, uite, uite. Și cum fac să... Păi fii atent, ia las-o, las-o moart. Adică iau. Fii atent, uite, ăsta trebuie strâns. Ăsta. Crezi tu? Da, 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 păi nu că cred eu, păi n-am avut, uite că mai ține. Păi eu nu am scooter, mă, Alex. Păi ești nebun, uite că îmi place că... Să-i lași. Da, dă-l și tu, Alex, băi, ia uite, răsucește-l invers, că nu se vede la soare. Băi, Alex, dă-l așa, dă-te în partea asta la alta, așa. Hai că pun mâna pe el, că a pus Dumnezeu mila. În valiga asta ai pus și tu mâna, ăsta e de la crâlanul tău? Da. Hai că-i treabă, mă. Se mai strâng frâna? Dă-o, mă, invers, mă, Alex, băi, ia uite-l, mă. Băi, ia stai, mă, dă-l, mă, așa, mă, trească familia mea. Uite așa, păi, bate soarele așa să ne uităm. Da, băi! Hai că-l țin, mă. Deci nu poți, lasă că răzic pe cricul ăsta. A, are două cricuri? Da. Eu nu l-am pe ăsta mare. Fii atent. Pe ăla dacă-l strângi, așa, 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 se strânge? Da. Da. Și cu cât îl strângi pe ăla, dacă nu sunt tamburii terminați, gen, știi? Dacă nu sunt tociți. Ia. Da, păi ăla. Uite, are filet lung. Ia să-mi lăsați în comentarii, brother, că el o să citească comentariile. Uite, vezi că se strânge și tu... Păi stai puțin, tu când apeși frâna, o apeși și te duce până jos? Nu. Ia, dă-i o tură cu el. Și încearcă și pune frâna. Păi cum pornești? Vezi, dă-i, pune contactul și dă-i la... A, pune contactul și apeși ăla? Da. Ia. Uite-te la cameră, da? Da. O, măi! A călcat pe o sticlă. Ia dă-i! Unghiat, pe mai strângă! Cine, băi? Ia, filmează tu să vedem! Păi nu, mai strânge, Alex! Oprește-l, ia țin! Mamă, de când am mai mers cu scooter de 4 ani? Păi nu fac aprilia mea! Da, păi mai strânge-o, că are cursă lungă! Ai, bă, și cu ăsta ai de gând, vii la mine, fiți atenți ce o să facă. Vine la mine să moară Larisa dacă nu îl vopsesc eu, iau eu spray. Ești fratele meu, mă pup și pe mine pe obraz. Da. Ha. Ia pupă-mă pe obraz ca să ți-l vopsesc eu. Da, mă, mai strânge un pic, ia vezi, dar să nu se învârtă și ăsta. Nu se învârte, mă. Aha. Ia vezi, mi se pare că a ajuns la maxim, Alex. A ajuns la maxim, că se învârte cu ăla, este? Da. Uite, vezi, și fii atent că... El, ia uite, i-ai mai dat ceva ture. Vezi că era până aici. Ia vezi, ia mergi un pic. De să-ți spui cheile, bine. Vine la mine, l-arânjează, îl fac eu boboc. Fiți atenți, vă spun eu. Exact așa am făcut și cu scooterul. Și cu ATV-ul, pardon. Acum trebuie desfăcut, bă, e cu... Așa. Uite, cred că atinge în amortizorul ăla. Dar nu te mai ridica. Nu cred că ține chiar putere. Dar e bine că te oprește. Stai, mă, cu minte să nu te dea de groapă. Doamne ferește. Băi, e prea tare. Ce? Frâna? Înseamnă că e de la tamburi sau poate să aibă ulei pe ăla, nu știu, vaselină, ceva. Băi, și că n-are cum. Băi, important. Stai că dă cu balegă, dă cu pișat. Băi, import, Alex, ia stop cardiac un pic. Important e să... Ia uite, ăsta de la ce e? E un fir, nu știu de la ce. E un fir, nu știu de la ce e? Hai că e bun. Probabil e de la... Mai mult ca sigur e de la... Stop, ceva, nu știu. Uite, vezi? Mamă, dacă îl speli pe ăsta să-i dai cu, la mine cu jet de la puternic, știi cum iese? Bine, și la orice spălătorie. Dar trebuie să verifici, uite, toate capacele, toate șurubelele, să le strângi, pentru că la scutere se slăbesc. Vreau să-mi iau o tubă de asta sport. Da, da, mă, dar tubă sport, dar la tine nu e în doi timp ca ăla al meu. Și? Păi și nu o să se audă, o să se audă, îți dai seama, dar acum depinde de evacuare. Da, e toba lui, original. Și ce-i de gând cu el? Că-i curățăm amortizorul alea?
Ia să spuneți care aveți ăsta. Ai ce baterie? Bă, dacă tu prea ai bateria de la TV. Cum am luat noi pe aia. Da, eu mi-am cumpărat. Am luat de la Claumar, de la frații mei, un redresor Alex de baterii și de 6 volți. E de, știi cât am apăut de redresorul ăla? 6.330 de lei. 633 de lei mai exact. Ești nebun? Dar știi ce redresorie? Am încărcat și acumulatorul ăla pe gel mare de 150 de, sau de cât e? 80 de amperi, 120, nu mai știu de cât e. Uite că e asta originală. Băi, și aia care bateria... Am fost prost că am dat-o. Ai fost fraier rău, că uite, îți rămânea acum... Mi se pare că aveai și... Nu uite mai unde e bună bateria asta, nu prea... Păi și da, uite, pornește la... Și păi la încarcă. Cald. A, și la pedale ia de o cârșă. Ia strânge ăla, dar pune-i... Ai, bine, ai grijă bine de... toate, frate, de șuruburi de alea. Că mai sar, uite, capacul de aici... Bine, că așa l-ai luat tu, am înțeles. Dacă vrei să ți-l faci, dacă crezi că o să ai, să cazi cu el sau să îi dai cârjă și că știu că tu mergi numai pe câmp. Și dacă, ia, pune contactul, ia. Hai să îl dau pe căică, ca să nu mai ne lovim. De așa, dacă mergi cu el pe câmp, n-are... A, o ia la sfert, mă, să moară la risc. Unde freacă aici? Unde am făcut cerculețe cu el, mă. A, nu freacă pe amortizor? Nu, n-are, da. Da, l-ai frecat pe pământ. Credeam că freacă pe hau. Ia zi, brother, ăsta ce cu el? Pasfără. A, ăsta e șurubul care îl ține, nu? Da. Las că e bine. Ce vreau, mai e de făcut la da, el? Da, știu, așa l-ai luat. Ia uite, tu ai văzut cum am eu jantele. Degeaba ți le faci. Bine, dacă îl speli. Bă, păi dacă îl speli, știi cum ies astea? Luxemburg, ia uite ce e aici. Lux. Dar e chestia că dacă îl faci cum e al meu sport sau îl faci cu să bagi bani în el aiurea. Vreau să-mi iau un filtru, nu mai e timp ăsta. De la sport, micuț. Sport. De la sport. Păi da, dacă cum mergi tu pe câmp și alea, să nu ți-l... E bun că vreau să mi-l fac și eu pe al meu, să mă mai duc la pește cu el. Uite și asta cred că e curs. Da, sunt curse, mă. Știi de ce a curs? Pentru că au mers mulți pe ea, a pus greutate mare, ai înțeles? Da, a pus greutate știi mare. Ce fac? Da, trebuie să schimb furca, să le schimb. Dar acum dacă ele merg, n-ai treabă. Uite, vezi că se observă că sunt curse. Pe dau față plăcuțele. La pălătorie. Da. Mă, știu că ai permis. Nu, dar știi care e treaba? De ce mă las pălătorie? Bă, vii la mine, mă, și-l speli. Alex. Bine, că nu știu dacă e după ce plecăm. O ce? Hai să-l spălăm. Ia așa. Ia mergi cu el normal. Cum merge? Cum se așează la drum? A? Cum o cheamă? Hai că-i treabă bună. Ăsta a nebunit cu cerculețele. Ce nume îi pui? Varșavia. E fata sau băiat? E Varșovia? Varșavia. Uite mă că scrie Panther 50, mă. E mă bun? Că scrie, da. Iese tu de 50. Și e bun? Da cum? Nu știu, n-am auzit niciodată de firma asta. Panther. E bun, cum să nu fie? Păi dacă merge și îți faci treaba cu el, cum? Vreau să fac kilometrajul, să vedem cât se duce. A, deci nu-ți merge deloc kilometrajul? Decât mi-arată turațile și astea. A, care? Astea da. Ți le arată, nu? Nu știu dacă mă mi-l stai să vedem. Mi le arată. Ia. Yeah. Nu mai arată nici aia. Ia, filmează-mă și cu mine, să mergi și eu, da? Uite-te pe ecranul. Ești biții! Care... Mergem să-i dăm un jet. Vrei să-i dai un jet? Da. Mergi la mine? Da. Dar trebuie să-i instalezi ăla. Ce era? Da, mă, cât faci? Ia fii atent care e situația. Știi de ce nu-ți pleacă ție cu derapaj? Probabil e tocită cureaua. Știi, e cureaua și variatorul. Înăuntru aici, da, e... Și mereu să-i cumpăr cureaua?
Dar cum, nu știu sigur dacă, dar știi care e treaba, dacă îi cumperi un variator cu deschidere scurtă, motorul când, nu știu, habar n-am, cred că o fi 60-70 de lei. Da, variatorul e ăla care, ai înțeles, are un arc. Și tu, ea când se turează și îi dai cârjă, în timp ce se învârte motorul, se împinge arculețul ăla. Și dacă e un arculeț mai moale, cuplează imediat. Știi cum pleacă scuterul? Lasă că o să vezi cum merge ăla al meu, Aprilia. E în doi timpi, pe ăla sare în sus, mă. Fiind în doi timpi, e mai rapid ca patru timpi. Dar patru timpi, ci că e mai bunicel. E mai durabil. Adică. Hai să-i dăm o cârjă. Haide să, de fapt, hai să-l spălăm. Ia zi, mă, merge? Hai, mă, puii mei, dă-i drumul odată. Gata, mă. Ia, la ăla și la ăsta. Gata, mă, dele. Mă, măi! Dar să învârte ăsta așa. Păi așa trebuie să se învârte ăla. Moaie-l, dă-i și pe partea aia. Mă. Băi, Alex, pe partea asta, cocoș. Hai că te ajunge capul. Moaie la, la jante acolo. Mamă, să vezi ce curge de pe el. Mamă, să vezi ce mi-e popseaua după el, mă. Păi dă-i, n-are nimic, ca mă. Nu vrei să încinzi, băi. Nu, mă, nu e vopsit bine, tu crezi că a fost degresat? Băi, nu da acolo, că dai în aparat, băi. Băi, nu vezi că dai apă în aparat? Mamă, de luză de mori. Dai de aproape, mă, Alex. Așa, așa. Mamă, ce curge de acolo, să moară la risca. Dă-i pe filtru ăla acolo, nu-i? Hai că se face bine. Dă-i pe filtru la ucii acolo. Acolo, acolo, acolo. Ma! Auzi ce curge, nămol. A, vezi, auzi, nămol curge, să moară mie la risca. Da, de degresat și... Ce? Dă-i pe jante acolo, ca lungă. Dă-i pe janta din față, auzi? Alex, ia uite ce e aici, ia dă-i. Mamă, să vin cu asta, îi dau eu. Să vezi cum iese eu, în mizerie. Dă-i una lângă alta, bă, una lângă alta. Așa, așa. Și pe jos pe acolo. Ia uite, Alex, ia dă-i pe aici. Mamă, ia dă-mă la mine. Bă, acolo, 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 acolo. Mamă, cum s-a luat, ești prost, ia uite. Dă-i acolo la crică, așa cu aia. Mamă, vezi? Mamă, s-a albit, ești prost. Oi, că-i treabă bună. Așa. Mamă, ia vină în față aici, Alex, dă-i aici, ia uite. Nu acolo, pe partea asta. Bine, dă-i peste tot. Mamă, iau, așa, așa, dă-i aproape, aproape, de pe cauciucul ăla. Mamă, ia uite cum se face vloadăre, vezi? Mamă, dă-i și de aici, din partea asta, ia uite. Așa, frate, ia uite, ai văzut? Mamă, dă-i pe amortizorul ăla, ăla e. Bă, nu da prăștia, dă-i așa bucăți, Alex, pac, 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 la spălătorie cu poși. Așa, bucăți, și de aproape. Așa, fratele meu. Și jos când îi dai, dă-i de aproape așa. Ia uite cum se face, a? Ia uite-l. Ia să mă stați în comentarii, fratele. V-am făcut poftă de... Așa, frate, v-am făcut poftă de scutereal. Mamă, ce este din el. Ia fiți atenți. Ia uitați, vedeți cum... Alex, dă-i acolo la pinion. Bă, dă-i, mă, stai așa. Dă-i aproape, să nu-mi dai că-mi tai degetul. Dă-i aproape, de tot acolo, aproape. Iată cum se ia. Acolo trebuie să dai cu un pic de la mamă. Așa, frate. Bă, dai la amortizor de pe partea asta, Alex. De pe partea asta, de aici. Ia uite. Vezi că e murdar, ia de ca să vezi cum se ia. Sus acolo, ăla e, ăla e, ăla e. Hai, spală-l, mă, ha. Păi, l-am luat. Gata? Gata, de broadere? Îl las, mă, să-și facă dambloa, că îmi iau de aparatul. Hai, că-i bun. Bă, ăsta e șmecher. Gata? Stop cardiac. Ce părere ai? Ce zici că... Ia să vedem. Funcționează? E bine? Am aparat bun, mă, aici. Dacă mai pornești. Cum să nu pornească, mă? Aoleu! Bă, ai stricat, băi! Nu l-am stricat, mă, ia stai. Bă, ia de-mă la pedal.
Ia de la pedal, că așa mi s-a mai întâmplat și mie așa. Nu e, nu s-a stricat. Știi ce se mai întâmplă? Se duce apă la pe fișă. Nu mă, pe fișă, mă. Și mai fură scânteia. Aia e, mă. A, cum arată Mariana, mă? Ia-ntoar. Ce aburi scoate? Păi e, se încălzește. Uite, pe scobă, tot. Ia, ia, urcă-te pe el și dă-te cu spatele așa. Să te vedem și din partea asta, ia. Hai că e bine situația. E, e curat așa. Dă-i înapoi așa. Dă-te mai încoa la soare, ia. La îndreptul, la mașină. Ușor așa că aruncă. Mamă, ce ține frâna pe față. Mamă. Că te duci în BV-ul ăla, oh. Mergem, e prea turată, băi. E prea turat. Haide, fata mea, pune Dumnezeu mila. Hai, 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 hai. Gata, brother, ne luăm la revedere. Pleci, ai poziția, merge. Asta nu merge, poziția. Ia uite. Faza scurtă, faza lungă, da, da, da. Dar asta nu merge, că aici trebuia să fie un bec. Să-ți pui un LED ăla. N-am LED, dă și mie. Ia uite, ia uite, asta e. Deci mi-ai două LED-uri, că tu ai. Nu am, n-am, am decât la mașină, serios. Dar am decât la mașină, la poziție. Hai, ho. Hai, oprește-l. Ne luăm la revedere, de brotherii mei. Ne vedem în episoadele următoare, când o să facem rap battle. Eu cu mine și cu cine găsesc eu, că am cu cine. Dar o să dăm bine de tot, ca să știe toată lumea că e ce trebuie. Și vă invit pe TikTok-ul meu, Shari Vlogger. Fac live-uri de acolo în fiecare vineri și sâmbătă. De fapt, cu Costelin o fac vineri și sâmbătă, că e brother-ul meu. Dar tot timpul voi face live-uri și cu brother-ul meu și la pescuit pe TikTok-ul meu și pe Instagram-ul meu, Shari Vlogger. Dar să nu uităm de Instagram-ul brother-ului nostru, care și-a luat un scooter și o să-l vedeți pe lângă scooterul meu. Ce Caterinca o să face? Băi, ce zici, mă? Joi vii să scoți și eu scooterul, să-l spălăm, să-l pregătim, să încerc să-l mai pornesc. Păi pornește, data trecută, bine, știi ce trebuie să fac? Să-i dau benzină afară, că dacă nu l-am folosit de atâta timp să cam... Ce are aici? Ia mai mișcă-l. Uite, vezi? Un șurubel. Hai să-l... Ia uite, bă, nici ăsta nu vine la linie. Ha? L-am prins eu cum. Ia uite, ia uite. E mai sus decât îți intră degetul pe 14, nu așa? E, așa l-am luat. Așa l-ai luat. Păi hai, fratele meu, să-l aranjăm. Vino la mine. Vino la mine și le aranjăm. Ok. Până data viitoare, când... Ce zici, le aranjăm după aia? Îți dau eu, îi pun la dispoziție tot ce vrea el, șurubele, piulițe, motorașe, tractorașe, lame și kilos de damă, limonadă de grenadă. La hau? Așa că Instagramul lui, alex_mrn_10, vi-l pun eu în primul link. Fură scânteie, mă, fură scânteie, mai mult ca și de. Da, e ud. N-are nimic, își revine, la pedală, oia. Gata că va ajunge. Hau!